mai puțin de o oră, la dispeceratul integrat ISU-SAJ s-au înregistrat 18 apeluri prin care ni se solicita ajutorul pentru înlăturarea unor copaci care au căzut pe partea carosabilă, dar și a unor elemente de acoperiș care au fost desprinse de pe acoperișul unor locuri de vântul puternic. S-a intervenit odată și pentru degajarea unor autoturisme care nu au mai putut să înainteze, întrucât șoseaua era inundată.